Dumneavoastră aveți nevoie de proteine sau jucători? Sau jucători, da. Aici. Dacă e bună sau nu? Preparatorul vostru. Dar ce ați avut emoții? Ultimele 10 minute? N-am avut emoții, dar m-a deranjat, pentru că am avut joc în mână, am avut 3-0. Am creat foarte multe ocazii după aia pe contraatacie. Și n-ai voie să le tratezi. A fost tratat. Nu se știe în fotbal, mai erau 5 minute, dai seama. Aia cine și mai făcea cu inima stau bine, dar... Da, uzura s-adună și chiar i-am certat, i-am trecerat pe care i-am certat, că nu împrins o echipă în situația în care a fost Chiajna, vorbesc repriza a doua, și să dai când e multe goluri. Am avut situație și, și egoiști, și ultima pasă totdeauna era greșită, soluțiile cele simple, în loc să folosim soluțiile simple, ne-am complicat. Și uite, am luat două goluri. Pentru mine e foarte important și vorbesc de fiecare, eu judec. Ei nu-și dau seama, dar sper să-și dea seama că eu nu mă joc. N-ai voie să... O să fim profesioniști până la capăt. Cine va ne mulțumi? Repriza doar mă mulțumesc să fiu, o să o schimb. Deci aveți imediat, gata, redic atac jucătorii, redic un atac jucător pe nimeni. Un atac jucătorii, dar... N-ai voie să... La 3-0 să ajungi 3-2. Lasă un gust de amar și nu e cazul, mai ales după ce că vin foarte puțini suporteri, n-ai voie să-i dezamăgești. O să am o discuție foarte serioasă cu ei. Mai tăiați din primă? Poate nu, ți-ai niciodată, nu trebuie să taie. Ce a lor, ce meritul lor, n-are nicio legătură cu asta, dar... Deja noi trebuie să pregătim, păi... dacă și la, eu știu... cu Iașu sau cu Botoșanu, tratăm relaxați unele momente, uite că plătim și eu nu vreau. Am zis că cum voi mă judecați pe... și eu judec pe, pe ei. Dar de ce le dați primă la meci cu Chiajna? Păi nu, a fost un calup. Știu, un calup, dar... Păi săptămâna trecută a spus că nu le mai dați. Eu sunt alături de jucători, tot timpul, am... promis că o să-și ia salariile la, la zi, când pot să dau o primă, două primă. Păi, dar ce v-a determinat acum? Că nu era un meci cu candidată de amat, adică să-i mobilizeze. Cu Iașu nu o să dau primă, cu Botoșanu nu o să dau primă. Vă era teamă de... N-am vrut să se relaxeze și să înțeleagă, eu sunt alături de, de ei. Dar dacă terminați pe 7, le dați pe... primul loc în pleau. Nu se dau prime în pleau, nu luăm prime. Asta a fost așa un bonus, mai ales că vine ziua mea, marți. Ați făcut cinci? Îi le dau bani ca să-mi cumpere cadou. Ce cadou vă dă? Nu știu, ca să fiu sănătos. Știți că eu sunt foarte exigent. Normal că trebuie să fiu alături de, de jucători. Le și cer foarte mult în perioada asta și voi nu aveți răbdare. Suporterii n-au răbdare, suporterii, dar și ei, suporterii, să aibă și ei răbdare și să fie și ei înțelegători. Am văzut că ușor, ușor jucătorii care au venit, au, au calitate, dacă le oferim timp, și arată. Da. Și Papa, Papa Zoglu, care toată lumea a început să-l fie, el n-a făcut perioada de pregătire. Dar are 7 meciuri, are 4 goluri. Asta e un lucru foarte bun și e un jucător pozitiv și îmi place. De Montini s-a vorbit că-l vor alte echipe din Liga 1, poate pun ochii și pe Papa Zoglu. Nu știu, nu, avem contract cu ei, suntem acoperiți. În afară de Rashid, restul toți au contract pe minim încă un an, alții chiar au 2 ani. Deci noi, din punctul ăsta de vedere, suntem, suntem ok. Am zis că toți jucătorii care au venit și, și cei noi au cu opțiune, deci până vară și cu opțiune. M-am mâncat sigur vor juca, ținând cont că avem doi, au și doi jucători ușoare accidentali, deci nu, nu e foarte grav nici cu Filip, nici Linas. Au șansă să joace. Mi-a plăcut cum a intrat Grigore. Și Red a intrat bine, dar păcat că a irosit multe situații. Dar așa a fost o intrare pozitivă. Nu sunt mulțumit așa ca, ca joc, ca rezultat, dar n-ai voie să... 3-0, deci am avut atâtea posibilități să, să înscriem și era mult mai bine și ca moral și pentru toată lumea. Toată lumea așteaptă numai rezultate, așteaptă ca și jocul să, să fie spectaculos. Ați
Ce puteți face de la anul trecut ca atmosfera să nu fie la fel de tristă cum a fost în meciurile astea din play-off? Nu o să fie, iar ceva e un nou campionat, să pornește de la zero și sigur că suporterii vor fi alături și vor fi în număr mare. Tot aici sau? Nu știu dacă tot aici, că tu vorbim de stadion. Eu mi-am luat stadion de la stadion, deci clar nu se face stadion. Niciodată. Atunci găsim alte o să facă, normal, dar nu știu dacă mai prind eu. Dar avem arena națională la dispoziție. Deja, după în urma apelului făcut de mine, deja avem câte 8 sau 9 loje cumpărate, blocate. Mai sunt 12. 11 sunt sigur. La loje e ușor, dar tot dumneavoastră... Da, tocmai, dar e arena națională, sigur. Primul inel va fi plin, el jumate. Cine va plătichirea? Din banii noștri, sponsori. Noi sau dumneavoastră? Nu mai contează cine. E important e să jucăm pe arena națională. Restul nu mai contează cine plătește. Dar eu sunt sigur că... Unul, cele 20 de loje vor fi deja cumpărate și restul depinde de suporter, dacă e suporter. Acum ok, am înțeles situația anul acesta, dar la noi e altă sută, deci trebuie să fie anul de echipă. Cei care stau mult pe Facebook să mai vină și el la meci, să nu mai dragă, deci ei au început să-și dea cu eu, urmăresc și chiar mă uit. Aveți cont? Eu cum, dar eu apar. Și văd fiecare ce comentează. Foarte mulți. O bună dreptate că sunt supărați, dar trebuie să fie mai pozitiv. Și pentru mine un suporter și momentele grele vreau să-l simt aproape. Vreau și jucătorii. Și pot să contribuie. Dar e o situație mai specială la noi, la club. Și fiecare cu puțin, cu mult, ca să putem să creăm condiții ca la anul să ne batem pentru campionat. Dar jucătorii resimt lipsa suporterilor? Pentru că majoritatea... Nu se vede. Sunt străini. Rezultatele sunt ok. Avem 6 victorii, 2 plângeri și un egal. Eu zic că... Când așa, nu știu, un rezumat la ce s-a întâmplat, eu zic că suntem pe pozitiv. Jocul nu e la ce mi-aș dori eu și suporti, dar v-am zis, sunt jucători care au venit târziu, n-au mai jucat de 3 luni, de 5 luni, de 6 luni și au nevoie de jocul. Pentru mine și pentru ei, aceste meciuri din play-off sunt foarte importante. Ne-am propus să terminăm pe locul 7, suntem în grafic. Ce jucător v-a plăcut cel mai mult? Papazov l-a marcat 2 goluri, dar Duso sau Zenke? Zenke mi-a plăcut doar faza cu golul, în rest mai mult. Și Mati vreau mai mult pe faza defensivă. Damian ușor s-a integrat. A dat centrări, a dat și Nasef la primul gol, după aia Damian. Asta e un lucru bun. Sunt jucători pe care pot să mă bazez pentru sezonul următor. Da, Sorescu ce-a vrut să facă la acea fază? Ați vorbit cu el? Apare, nici eu nu știu ce-a vrut. La bucuria lui Zenche? Tot vârful de când a venit de la lui. La bucuria... Așa mi se pare mie, voi, da. Mi se pare Sorescu... Citiți pe Facebook. Da. La bucuria lui Zenche v-a stat un pic inima? Deci ea, că n-a făcut, nu, dar... Cam rar, a venit cam de mult, dar are câteva luni bune, adică ne așteptam să sară, să facă tumbă. Exersează de mult? Sper să fie un început pentru ea. Cum mi se pare revenirea lui Mircea Lucescu în Turcia, la Beşiktaş? Da, nu, e 100%, ceva au apărut zborul. Când o să fie 100%, sunt sigur că Mircea nu o să stea mult acasă. Și nu poate să stea acasă, pentru că... Fotbalul reprezintă totul. O să vă prindeți și pe dumneavoastră vârsta asta, tot pe stadion? Sau ca patru. Dacă prin 70 de ani sunt cel mai fericit. Ca antrenor, nu antrenor. Vorbeați antrenor, am zis că până la 60 de ani, cât mai am avut 3 ani. Și apoi? Să luați în fiecare. Ca patron? După aia, vedem. Mă gândesc foarte serios. Mai nu pot să fac de aia, mă încerc să susțin jucătorii, clubul, deci mai mult nu pot să fac. Antrenez și am venit cu sufletul deschis, știam că nu o să fie ușor.
Gigi Becali spunea că n-aveți bani să fiți patron, n-aveți suficienți bani, sau nu investiți. N-am zis că vin singur. N-am zis că vin singur. Credeți că e teamă? Credeți că e teamă? Gigi n-are de singur. Gigi n-am, da, e teamă. Că cu mine pe bancă n-au prea câștigat. Păi zicea că trebuie să aveți în cont minimum 20 de milioane. Nu mai vorbim asta. De echipa lui, eu, de echipa mea și... Vorbeați de titlu, credeți că cu actualul schelet al echipei se poate construi ceva pe care nu poate de titlu? Nu, dar eu un început bun și mi-a zis că clar că vom mai veni câțiva jucători, avem și timp. Și bugetul va fi mai mare pentru sezonul următor și o să găsesc soluții, fără probleme. Mai vin jucători până în vară sau în vară nu mai vin? Nu, acum s-a încheiat, deci niciun jucător nu va mai veni, asta e clar. Asta e clar. Dacă vor mai veni, vor veni în probe, dar nu se lasă mai mult. Din ce sursă se va mări bugetul? Dacă vă ziceam imediat, zicăm la loto. Bine că nu jucați la pariu. Niciodată văzut la păcâne. La pariu. Și mai s-a prin curte, poate găsești ceva țiței, diamante, să facem tot ce e posibil ca să facem rost de bani. Mulțumim! Sără bună!